Agenții de la Poliția Rutieră Suceava se plimbă de aproape 3 luni de zile cu 10 noi autoturisme Dacia Logan. Dotate cu radare de ultimă generație, mașinile au fost cumpărate la nivel național și au costat aproape 35.000 de euro bucata. Începând de luna viitoare și colegii lor de la Poliția de Frontieră se vor plimba cu mașini noi, în total 95 de autovehicule doar pentru județul nostru. În acest caz este vorba despre autoturisme Audi și Volkswagen, care au costat doar 17.000 de euro bucata. Așadar, mașinile Poliției de Frontieră sunt cu 20.000 de euro mai ieftine, deși sunt mai performante decât cele ale Poliției Rutiere. Loganurile au motor de 1,5 litri, un consum de 8 litri la 100 de kilometri, sunt dotate cu girofar, sirenă, stație de emisie-recepție, aer condiționat, 4 roți de rezervă și au garanție de 3 ani. Poliția de Frontieră și-a cumpărat autoturisme Volkswagen Passat cu aceleași dotări, dar cu motor de 1,9 și consum de 5 litri la 100 de kilometri. Singurul lucru pe care îl au în plus loganurile Poliției Rutiere este aparatul radar. Noile mașini ale Poliției de Frontieră vor fi date în folosință în cursul lunii iulie.